mesajul înalt preasfințitului Părinte Nifon, din partea Arhiepiscopiei Târgoviște, domnul Părintele Profesor Belciu, Marian Belciu, decanul Facultății de Teologie din Târgoviște. Bună ziua tuturor! Îmi permit să vă felicit pe dumneavoastră, organizatorii, pentru acest minunat eveniment. Sigur, într-o lume ca aceea în care trăim, recursul la cultură, la spiritualitate, este o necesitate pentru omul contemporan și pentru omul dintotdeauna. Sunt aici în calitate de delegat al Înalt Preasfințitului Părinte Mitropolit Nifon și de aceea, cu amabilitatea dumneavoastră, aș vrea să dau citire mesajului pe care l-a alcătuit cu prilejul acestui eveniment. Este o deosebită plăcere pentru mine de a vă adresa astăzi mesajul meu de binecuvântare și de apreciere cu ocazia deschiderii oficiale a Simpozionului Național Ionuva Caragiale, 100 de ani de la trecerea în Panteonul Culturii Europene. Numele lui Ionuva Caragiale, dramaturg, novelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român, este legat indisolubil și de județul Dâmbovița, prin locul nașterii sale, astfel încât el este un adevărat reper cultural dâmbovițean. Format de tatăl său, Luca, copist și secretar al mănăstirii Mărgineni, în spiritul valorilor creștine, Ion Luca Caragiale va oferi prin operele sale o mărturie importantă asupra valorilor și aspirațiilor oamenilor timpului său. Prin întreaga sa activitate, dar mai ales prin opera sa literară, Ion Luca Caragiale ne descoperă o lume autentic românească, cu valorile și deficiențele ei, dar care este purtătoarea valorilor autentice românești și creștine. Astfel, iertarea, toleranța și îngăduința este o caracteristică principală a personajelor lui Caragiale, relațiile dintre acestea subliniind câteva trăsături definitorii ale topusului existențial românesc, marcat indelebil de învățătura creștină. Salutăm această manifestare culturală și științifică, evidențind faptul că Biserica Ortodoxă Română a considerat cultura, dintotdeauna, ca un instrument necesar devenirii umane, dar și un mijloc adecvat propovăduirii Evangheliei lui Hristos. Apreciind în mod deosebit demersul dumneavoastră cultural, vă doresc mult succes în desfășurarea simpozionului. Cu binecuvântări, semnează Nifon, arhiepiscop și mitropolit. Vă mulțumesc!